Slăvești și binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în veci. Amin. Amin. Vă binecuvintez de aici, din Casa Domnului, pe fiecare, cu Hristos a înviat. Amin. Aș vrea ca acest salut să-l să spunem tot timpul anului și să fie un, un salut vesel, un salut de bucurie, un salut care să să ne aduc aminte de Mântuitorul și Salvatorul sufletelor noastre. Pentru că într-o zi, așa cum știm cu toții, de dragostea ta, a mea, a noastră, Domnul nostru Isus Hristos, a decis ca să vină pe acest pământ, să trăiască o viață de sfințenie, o viață în care a exprimat tot ce a învățat de la Tatăl ce tot ce a auzit de la Tatăl, să ne învețe să trăim frumos, să ne pregătească pentru un împărăția lui Dumnezeu și lumea nu l-a primit. Lumea, pentru tot ceea ce a făcut El, pentru mult binele, pentru vindecările și minunile care le-a făcut, pentru învățăturile frumoase din Cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, că el era nu ca ceilalți, ci era ca, era ca unul care vorbea cu putere, pentru că peste el era Duhul Sfânt și el vorbea cu putere. Și cuvintele lui pe care le spunea, auzindu-le de la Dumnezeu, le transmitea și acelea lucra la inima poporului. Dar oamenii s-au obișnuit și oamenii sunt obișnuiți să primească. Și îl urma pe Iisus de dragul de a primi. Alții erau curioși să vadă ce minune va mai face. Și oamenii îl urmau. Atunci când s-a mulțit pâinile și peștii, ei au fost foarte entuziasmați. Și toate întâlnirile pe care Domnul Iisus mergea din cetate în cetate era urmat de noroade, de mulțimi. Cei care erau bolnavi sau avea bolnavi în familie aducea la Domnul Iisus și Domnul Iisus spune că îi vindeca pe toți. El n-a făcut diferență, n-a făcut separatism, nu s-a uitat la culoare, la nume, la nație, ci Domnul Iisus i-a vindecat pe toți indiferent de boala ce a avut-o, de suferința care a avut-o, de duhurile care erau peste ei. Și Domnul Iisus a avut o gamă largă în care a lucrat și a făcut minuni pe acest pământ. Dar vedeți, oamenii, diavolul lucrând prin oameni, și foarte ușor a fost ca să ducă în eroare norodul, pentru că norodul, pe o parte, lucra și vedea minunile care le făcea Domnul Iisus, se bucura și se minunau și spuneau numai Dumnezeu poate să facă aceste lucruri, dar pe de cealaltă parte, fariseii cărturarii aveau, aveau o putere mare asupra poporului și foarte ușor îi ducea și îi amăgea. De aceea, oamenii îl urma pe Isus și când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, aduceți-vă aminte, toți erau plini de extaz, își puneau hainele, tăiau ramuri de finit ca să intre împăratul în, în, în cetatea Ierusalimului. Dar nu mult după aceea, acea mulțime, acea gloată, cu excepția ucenicilor și a câtorva, au strigat se moară, răstignește-l, răstignește-l. Și am rămas surprins când după ce l-a răstignit a fost o pace și o liniște. Probabil că mulți dintre ei și-au dat seama că, într-adevăr, pe cel ce l-au răstignit nu a fost altcineva decât Isus Fiul lui Dumnezeu. Probabil că cărturarii și farisei care dichiseau în, în Tora, în legea lui Moise, în făgăduințele pe care prorocii le-au prevestit dinainte, așa cum am auzit, vestindu-se în casa lui Dumnezeu, la noi aici, cu multă exactitate și cu precizie. Probabil că au avut remușcări și au spus ce am făcut, dar ce am făcut, am făcut. La soldați le-a dat arginți, să mintă și să spună că ucenicii au venit și l-au furat pe Iisus. Vedeți, oamenii de nimic, numai de lucruri de nimic se țin. Dar ucenici au rămas copată de îndoială. Dar femeile, când s-au dus în acea prima zi, în acea prima zi a săptămânii la mormânt, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Căci, Maria, a stat acolo, plângea, văzut că piatra este dată la o parte. A văzut că mormântul este gol. Iisus nu mai era acolo și plângea. A venit acolo și a vorbit și a spus Domnul Iisus, Femeie, pentru ce plângi? Și a spus, pentru că au luat pe Domnul meu, femeie. Dar Domnul Iisus, ia când se întoarce, Domnul Iisus îi spune, Mario, eu cred că glasul acela pe care l-a auzit Maria, așa o striga Iisus, Mario, glasul acela a făcut să-L recunoască și a spus, Rabunii, învățătorule, și Domnul Iisus îi spune, nu mă ținea, într-o zi a venit Marta la Domnul Iisus, să-i spună, să-l certe pe Domnul Isus că uite, Maria, ea nu o nu ajută în lucrurile care trebuia să pregătească acolo. Maria, Marta se, 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 se zdrobea toată ca să pună toate lucrurile, că mă gândesc că îi plăcea să fie toate lucrurile perfecte. Lucrurile perfecte se fac cu multă trudă, cu multă oboseală. Toate mamele știu cu câte trudă se face ca să ții o casă curată, să ții totul curat, totul perfect. Și vine Marta la Domnul Isus și Domnul i-a spus, Marto, Marto, Maria și-a ales partea bună. Maria stătea acolo și asculta cuvintele Domnului Isus. ii le sorbea. Eu cred că tot așa suntem și noi, venim la casa lui Dumnezeu și... În seara aceasta este arătarea Domnului Isus la Marea Timeriade. Probabil că ar fi trebuit să se numească potoluirea furtunii, că a fost astăzi un pic de furtună, de vânt. Veneam de la farmă și a început să se pornească un vânt și mi s-a mișcat mașina bine pe drum. Dar totul s-a terminat cu bine, am ajuns acasă. Pentru că Dumnezeu este Cel ce păzește și cred că pe dumneavoastră, pe fiecare v păzit, în drumul vostru, în timpul din zilele care a trecut, zilele ziua aceasta, Iisus se arată ucenicilor și cuvântul lui Dumnezeu spune în, în Ioan, în capitolul 20, cu versetul 31, Rostul, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru voi să credeți că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând în, să aveți viață în numele lui. Deci tot ceea ce vorbim noi în casa lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu care îl citim și îl citim acasă, îl citim, îl memorăm și bine ar fi să memorăm tot mai mult Cuvântul lui Dumnezeu, să fim preocupați cu acest Cuvânt care este, care este hrană pentru Sufletul nostru, este ca să avem viață în numele. În nume, viață veșnică, în numele Domnului nostru Isus Hristos, Pentru că nu este o altă mântuire și o altă viață decât numai în jertfa Domnului nostru Isus Hristos. Oamenii în cea, au încercat de-a lungul timpului să adauge, și oamenilor li s-a părut că dacă mai adaugă ceva la Cuvântul lui Dumnezeu, atunci ei sunt mai evidențiați și Dumnezeu se simte obligat ca să-i. Să să recompenseze pentru eforturile lor. Mi-aduc aminte când eram copil și oamenii mergeau la mănăstiri, erau mănăstiri acolo lângă, lângă, noi, la Radna, și spunea, sau la Bodrog și în partea Radului, și spunea, veneau acolo cu coatele julite și cu genunchii julici și spunea că nu știu câte ori trebuie să înconjoare, că atunci li se primesc, li se ascultă rugăciunile. Ar trebui să umblăm toți cu coatele, cu coatele și cu genunchii juliți sau tociți. Dar Dumnezeu nu vrea aceasta, ci Dumnezeu ne vrea inima noastră și spune, Fiule, dă-mi inima ta! dă inima ta! Și diavolul spune, tot așa, vrea inima noastră, vrea inima omului. Și m-am uitat de multe ori și m-am gândit, de ce oare oamenii ascultând cuvântul Lui Dumnezeu, nu rămân lângă Dumnezeu și nu se apropie mai mult de Dumnezeu. Ar trebui ca în fiecare dată când, după ce plecăm de la casa Lui Dumnezeu, cu bagajul de cunoștință și învățătură ce am primit, să mergem mai un pas înspre Dumnezeu. Și m-am gândit oare de ce și vă dau un exemplu foarte simplu. Avem e și la noi aici în biserică și cred că majoritatea dintre noi avem acasă. Dar vreau să vă spun dacă filtrele acestea nu se mai curăță, credeți că ele, ecnișul, nu o să mai fie eficient? Cu siguranță nu. Tot așa și inima noastră, urechile noastre, ochii noștri, dacă filtrele nu sunt curate a ochilor noștri, a urechilor noastre, și vreți, vreau să vă spun că ele nu se înfundă dintr-o dată, ci ele treptat, treptat, pe nesimțite. Așa cum boala, cum omul se îmbolnăvește, omul nu se culcă sănătos și mâine se scoală bolnav, ci de-a lungul timpului, încetul cu încetul, în fiecare zi câte un pic. Tot așa și cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Astăzi mă răcesc un pic și poi mine mă răcesc un pic. Și la urmă, la urmă, cuvântul lui Dumnezeu, eu am urechi, dar nu mai aud. Inima mea nu mai poate să simtă, mintea mea nu mai poate să facă discernământ. De ce? Pentru că m-am depărtat de Dumnezeu. Și noi, poate, venim la casa lui Dumnezeu, dar suntem pe o cale paralelă și aș vrea, în câteva exemple, care vom merge în Cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ceea ce se poate întâmpla cu noi. Aș vrea să vă dau un exemplu din Întâi Împărați, în capitolul 14, citim de la versetul 1 la versetul 6, să vedeți ce se întâmplă. Zice, în vremea aceea s-a îmbolnăvit Abia, fiul lui Eroboam. Eroboam era împăratul peste Israel. Și Eroboam a zis neveste sale, scoală-te, te rog, și schimbă hainele, ca să nu se știe că ești nevasta lui Eroboam și du-te la Silo, iată că acolo este Ahia, prorocul, care mi-a spus că voi fi împăratul poporului acestuia. Ia cu tine zece pâini, turte și un vas cu miere și intră la el și el îți va spune ce va fi cu copilul. Nevasta lui Robam a făcut așa, s-a sculat, s-a dus la Silo și a intrat în casa lui Ahia. Și Ahia nu mai putea să vadă, căci ochii se întunecaseră de bătrânețe. Domnului spusese lui Ahia, nevasta lui Ieroboam, are să vină să, intre, să are să vină să te întrebe de fiul ei, pentru că este bolnav, să vorbești așa și așa. Ea când va veni, se va da drept alta. Când a auzit Ahia voietul pașilor ei, în câmp, când intra pe ușă, a zis, intră nevasta lui Ieroboam, pentru ce vrei să te dai drept alta? Sunt însărcinat să-ți vestesc lucruri aspre. Dragii mei, în cuvântul lui Dumnezeu am găsit și am văzut din ceea ce am citit că ce roboam într-o zi s-a întâlnit cu Ahia, cu prorocul. Și prorocul i-a rupt mantaua și a spus, i-a spus, ia-ți zece părți, că zece seminții ale, ale, ele vor fi ale tale și tu vei fi împărat. Și a ajuns împărat. Dar ce n-a făcut omul acesta? Ochii lui n-au rămas pentru Dumnezeu și urechile lui n-au mai luat aminte la legea lui Dumnezeu și la poruncile lui Dumnezeu. Inima lui s-a depărtat și într-o zi, că așa lucrează Dumnezeu, într-o zi vine o vreme, vine o vreme când trebuie să mergi la... Dar are de seamă. Și ziua aceea a venit, a avut un copil și s-a îmbolnăvit. Și foarte interesant că omul acesta a depărtat de Dumnezeu și a adus aminte că există un proroc în Israel care lui a prevestit ca să fie împărat și zice neveste sale, du-te, dar tu fă ceva, schimbă-ți hainele, ca să nu se știe că ești nevasta lui Eroboan, dă-te drept alta. Dar vedeți, pe Dumnezeu nu-L putem înșela, ochii lui Dumnezeu spune că sunt ca focului. El cercetează rărunchi inima și toate sentimentele noastre le cercetează. Și toate sunt deschise și descoperite înaintea lui. S-a dus înaintea prorocului. Dar prorocul, nu ca și Eli care avea, era bătrân și nu mai avea ochi închiși, ci acest om auzea glasul lui Dumnezeu. Și când a intrat femeia aceasta, nevasta lui Roboam, a spus pentru ce vrei să te dai drept alta. Și domnul mesajului Dumnezeu el a spus exact cum a fost. În seara aceasta avem un cuvânt frumos din partea lui Dumnezeu, în care ucenicii și aș vrea să fie o legătură frumoasă între ceea ce am spus și ceea ce voi spune în continuare. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că după aceea Iisus a arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Simon Petru, Tom a zis geamă, Nathanael din, din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alții doi din, ucelici, din ucelici, ucenicii lui Isus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește, mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Eu nu știu când au ieșit să meargă la pescuit. Eu nu cred că au ieșit în timpul zilei, probabil că erau ascunși știau de ceea ce s-a întâmplat și probabil că nu vrea să fie văzuți, dar ei s-au dus la pescuit și s-au alăturat ceilalți șase lângă el și a spus, mergem și noi cu tine. Petru era un pescar profesionist, el nu era un amator. Ei intră să urcă într-o cărăpioară, să merge, nu merge departe de mal, cu aproximație 80-100 de metri, spune că 200 de coți. Toată noaptea s-au trudit și n-au putut să prindă n-au prins nimic. Dar spune că dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii ucenici nu știa că este Iisus. Nu știu probabil că distanța era prea mare și nu putea să vadă. Nu știu probabil că mintea lor și ochii lor era încă tulbure pentru că trebuia să facă un pic de liniște în mintea lor, cu toate că l-au văzut înainte, așa cum spune în capitolul în Luca în 24 cu 41 că domnul Iisus spune că în dimineața aceea se teape și îi le spune: "Copiii", a zis Iisus, "aveți ceva de mâncare?" Ei au spus: "Nu". În Luca în 24 cu versetul 24 cu versetul 41 cuvântul domnului spune: fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el a zis: Aveți ceva de mâncare?" Și spune, aceasta, aceasta, se întâmplă după ce cei doi din drumul Emausului se întorc înapoi la ucenicii care erau cu ușile încuiate și Domnul Iisus se prezintă, se, li se prezintă lor și le spune, pace vouă, pace vouă. Ei erau cu frică, erau cu ușile încuiate și Domnul Iisus le spune, pace vouă, aveți ceva de mâncare? Și ei spune, se uitau uimiți, nu putea să... Nu putea să realizeze, El este Isus. Și Domnul Iisus le-a văzut nedumerirea, le-a văzut neîncrederea și a spus, veniți, pipăiți-mă să vedeți că un duh nu are carne și oase cum am eu, dar dați-mi ceva de mâncare și spune că le-a dat pește și un fagure de miere. Și Domnul Iisus a luat ce a mâncat înaintea lor. Domnul Iisus se exprimă frumos și spune, copiii le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Și iată și pe aceștia că spune, nu, și atunci Domnul Iisus le spune un lucru frumos. Vedeți, ceea ce spune Domnul Iisus și tot ceea ce a spus Domnul Iisus, așa cum am amintit anterior, el, toate cuvintele Lui nu au fost cuvinte spuse să fie spuse, ci cuvintele Lui au fost spuse și au fost spuse cu putere. Și tot ceea ce a spus s-a împlinit. Și El le-a spus în versetul 6, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi un lucru, un lucru minunat și ucenicii aruncă mreaja în partea dreaptă. S-a mai întâmplat în Luca, în capitolul 5, cu versetul 4, în capitolul 5 cu versetul 4 și acolo când Domnul Iisus propodește la noroade, se urcă într-o corabie și îi spune la, îi spune la Simon, deportează o la dâng, de data asta pescuim la dâng, de data asta nu mai stăm la mal, a dat drumul noroadelor și în versetul 5 cuvântul Domnului spune, și Domnul Iisus le spune, depărtează-o la dâng, dar drept răspuns i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca amreaja. Eu nu știu ce cuvânt ai din partea lui Dumnezeu și ceea ce ți-a spus Dumnezeu, dar aș vrea să spun și sunt convins că și eu și tu am avut cuvânt din partea lui Dumnezeu, aruncă-o în partea dreaptă și făcut tare lucru și l-am făcut pentru că a fost porunca lui Dumnezeu. Și tot ceea ce Dumnezeu ne-a făcut, ne-a călăuzit pașii, am ascultat de glasul lui Dumnezeu. Vedeți, ucenicii și Pavel de multe ori a vrut să meargă în misiune și a spus, acum trec în Macedonia și Domnul a spus, nu, nu. Și e bine să ascultăm întotdeauna de glasul lui Dumnezeu. Dacă noi vom, o vom lua înaintea lui Dumnezeu, niciodată nu vom avea biruință, ci bivruința vom avea dacă vom sta în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune, veți găsi, spune că au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Dar cineva acolo de pe corabie, eu cred că a auzit cuvântul acela frumos și dulce, copii. Și acesta a fost cel care iubia Domnul Isus mai mult, era Ioan. Și Ioan îi spune lui Petru, Petru este Domnul. Și spune căci Petru n-a mai ezitat, ci spune cuvântul lui Dumnezeu, Petru și-a pus pe haina pe el și s-a încins și a sărit în mare să meargă la Domnul. N-a mai avut răbdare să meargă cu corabioara. Ăștia alții au rămas cu mâna pe mreje, țineau mrejele, că erau pline de pești. Dar Petru s-a aruncat în mare s-a notat până la Domnul Isus, s-a încins. Este Domnul. Mesajul din seara aceasta, n-aș vrea să-i dau un titlul, dar mi-a plăcut foarte mult acest cuvânt pe care l-a spus Ioan, este Domnul. Întrebarea pe care o mi se pune mie și se pune ție, cum vin înaintea lui Dumnezeu? Petru s-a încins pentru că era dezbrăcat, a sărit în mare și a mers înaintea lui Isus. Nu știu ce a spus Domnul Isus, nu știu ce a spus lui Domnul, Domnul Isus, dar știu că a fost ud că și a stat înaintea Domnului. Femeia aceasta lui Roboam și-a schimbat hainele să dea drept, drept alta. Venim la casa lui Dumnezeu, cu ce haine venim pe noi? Este Domnul aici. Cu ce haine ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu? Venim schimbați să părem și să arătăm că suntem alții? Și viața noastră este alta? Trăim o viață duplicitară și umblăm pe o cale paralelă și vrem să arătăm că suntem credincioși? este Domnul. Și Domnul acela, chiar dacă prorocul este bătrân și nu vede, dar aude glasul Domnului și spune, pentru ce vrei să te dai drept altul? Și femeia aceea a primit o sentință gravă. I-a spus, când te vei întoarce acasă, copilul va muri. Și așa s-a întâmplat. Dar pentru tine în seara aceasta este un alt mesaj. Și aș vrea să fim atenți la ceea ce Dumnezeu ne spune în continuare să facem. Este Domnul. Care e haina ta? Și cu ce haină vin înaintea Domnului? De oameni ne putem ascunde, ne putem eschiva, ne putem, putem să punem machiaj și orice altceva. Dar inima o cunoaște Domnul. Mintea o cunoaște Domnul și simțămintele toate sunt înaintea Lui deschise ca și o carte deschisă. În Apocalipsa în 21 cu 27, un cuvânt profetic. Cuvântul Domnului spune că nimic în nu va intra în ea nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea mielului. Noi vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, dar cuvântul Domnului spune că nimic în tina și spurcat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. În Apocalipsa în 22 cu versetul 14, mai este o vreme, mai este un timp și timpul acesta este un timp prielnic pentru noi. Pentru ucenicii s-a arătat Domnul Isus atunci, pentru că avea de lucru cu ei, avea instrucțiuni să le dea, avea cuvinte să le spună. În Apocalipsa spune cuvântul lui Dumnezeu, ferice de cei ce spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe poartă în cetate. Mai este o vreme. Chiar dacă ai venit cu alte haine, chiar dacă te-ai dat drept altul, mai este, mai este o vreme, mai este mai este o șansă. În capitolul 2, cu versetul 7, tot din Apocalipsa, cuvinte frumoase. Cine are urechi? Oare nu avem urechi? Cine are urechi? Ca inima să audă, nu urechile acestea doar. Inima să audă, mintea să audă. Și autostrada asta care merge de la minte până la inimă, această autostradă lungă de tot, să o facă Domnul Mică, să dispară, să asculte ce zice Bisericii lui Duhul, celui ce, va, celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții care este în Raiul lui Dumnezeu. Avem o șansă, avem o șansă, avem o șansă și ai o șansă ca să ne speli să hainele în sângele mielului. Femeia lui Eroboam, că s-a întors acasă, copilului a murit. În, în, în 1 Ioan, capitolul 6, cu versetul 7, cuvinte frumoase, dar pline de esență și de putere, pline de farmec și de bogăție pentru cei ce vor să le, să le, să le trăiască. În, în, în 1 Ioan, versetul 6 și 7, dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, cum este umblarea ta? Mințim și nu trăim adevărul. Îi mințim pe oameni, dar pe Dumnezeu nu i mințim. Dar dacă umblăm în lumină, cuvântul Domnului spune, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. N-ai vrea să fii curat de orice păcat și n-ai vrea să pleci din locul acesta, să lași povara păsării care te apasă, te apasă greu, dar avem cuvântul lui Dumnezeu și promisiunea lui Dumnezeu să avem părtășie cu El și să ne spălăm hainele în sângele mielului. În 1 Corinteni, în capitolul 13, de la versetul Capitolul 13, începând de la versetul 1, vreau, vreau, vreau să citesc. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste sunt o aramă sunătoare sau un kimbal zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorocii și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea și acum. Auziți, toate aceste lucruri, dacă aș avea, dacă aș avea darul prorociei, darul cunoștinței, orice și n-aș avea dragoste. Dar cuvântul Domnului spune în continuare, dragostea este în duie lung răbdătoare. Este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Oare cum e viața mea și a ta? Vrem darurile lui Dumnezeu și vrem minunile lui Dumnezeu. Vrem minunile lui Dumnezeu în adunare, dar viața mea și viața ta. Dragostea nu se poartă necuvincios. Oare cum mă port? Cu semenii mei. Nu caută folosul său. Doamne, cuvinte grele, dar este pentru ridicarea noastră, este pentru îndreptarea noastră. Mai mult decât atât, nu se mânie. Doamne, iartă-mă, de atâtea ori mă mâni. Nu se gândește la rău. Să fii frate și să te poți gândi la rău. Dragul meu, ce haine port? Și ce haine porți? Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Auzi ce face dragostea aceasta? Spune că se uită la frață, la seminii lui și spune că acoperă totul, nu acoperă păcatul, dar dragostea acoperă greșelile. Și am văzut că cea mai bună pace a sufletului am primit-o când am putut să acoper greșelile. Când a venit și a spus, știi, fratele, au făcut cu tare, nu mai vreau să mă duc aminte. A fost, a fost așa cum spune Dumnezeu, le-am aruncat în marea uitării, crede totul, tot ce e drept, tot ce e adevărat, dragostea crede, nădăjduiește totul, suferă totul. Aceasta este dragostea. Și în concluzie, versetul 13, dragostea acum, dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Ucenicii au avut dragoste pentru Domnul nostru Isus Hristos. Ucenicii au avut pasiune pentru Domnul Isus Hristos. Domnul vrea să ne dea o haină nouă, o haină de biruință. În Ioan, în capitolul 6, cu 45, un cuvânt frumos din partea lui Dumnezeu. În proroce este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui, vine la mine. Eu cred că noi toți din seara aceasta care am ascultat învățătura lui Dumnezeu și inima ni s-a deschis, înaintea cuvântului lui Dumnezeu, am primit învățătură și primim învățătura de la El. Și învățătura aceasta ne conduce spre Dumnezeu, spre împăr împărăția lui Dumnezeu. Învățătura aceasta ne povățuiește pe cale și ne dă pace în suflet, ne dă pace în familie, în casele noastre, în viețile noastre. Dar auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu din nou în, capitolul, în Evrei, în capitolul 8, cu versetul 10. Dar iată legământul pe care îl face cu casa lui Israel. Noi suntem Israelul, noul legământ. După acelea, zile, după, după acelea zile zice Domnul, voi pune legile mele în mintea lor și, și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Ne numim poporul Domnului. Oare avem legea lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu în inima noastră? Umblăm călăuziți și sub legea Lui Dumnezeu și poruncile Lui Dumnezeu? În Evrei 10 cu 16, o altă promisiune, promisiunile Lui Dumnezeu și toate acestea se împlinesc pentru cei ce vor să facă voia Lui Dumnezeu și să trăiască de prihănire față de Dumnezeu. Iată legământul pe care îl voi face cu ei după acelea, zi, după acelea zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Dragul meu, ce avem noi în mintea noastră? Ucenicul acesta, Petru, spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a încins, a sărit în apă, a mers înaintea, lui, înaintea Domnului, pentru că el era Domnul. Apoi cuvântul lui Dumnezeu spune că s-a întors înapoi la, la corabie și a ajutat să, 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 să ducă corăbioara și cu mrejele să le ducă la mal 153 de pești mari. M-am uitat și am văzut că aceasta este un lucru pe care Domnul Iisus îl face întotdeauna. Și m-am uitat din, din tinerețea mea, de când am început să-L cunosc, Cuvântul lui Dumnezeu, și până acum, dar nu numai eu, ci cred că și dumneavoastră toți, Cuvântul lui Dumnezeu spune că Spune că când s-au pogorât pe țărm, în versetul 9 în textul citit, când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. I-a așteptat Iisus. Vedeți, noi venim la casa lui Dumnezeu și Domnul Iisus este Cel ce ne pregătește masa. Poate pentru unii are nevoie de pește, poate pentru alții are nevoie de pâine, poate pentru alții trebuie să încălzească acolo la focul pe care l-a făcut acolo pe plajă, era dimineață, Domnul Iisus este cel ce întinde masa și spune cuvântul lui Dumnezeu că ce-au mâncat. Ei au mâncat, au am mâncat în am mâncat acolo împreună. Și Domnul Iisus le-a spus în continuare, așa cum aduceți în continuare după ce ei, Domnul Iisus i-a servit cu peștele care era acolo pe juratic, cu pâinea caldă care e, cu care i-a așteptat. Deci, acum aduceți din peștii voștri. Suntem și venim de ani de zile la casa lui Dumnezeu. Și Domnul Isus n-a lipsit niciodată, ci el, el a fost întotdeauna care, în dragostea lui, a venit și din cuvântul său, din scriptură, ne-a dat hrană după nevoile noastre. Ne-am hrănit și datorită dragostei lui harului pe care noi l-am simțit și cuvântul lui pe care l-am primit noi l-am urmat pe el ne-am predat viața în mâinile lui sufletul nostru noi știm că viețile noastre sunt în mâna lui și depindem de el în toate chiar dacă avem puțin sau mult aș vrea să vă provoc să să fim complet dependenți de el să nu căutăm să fim independenți Independența ne duce departe de Dumnezeu, dar dependența ne ține acolo și în fiecare zi să păzim pragul casei lui Dumnezeu. Adică să cugetăm, să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că și Domnul Iisus, în dragostea lui, El a venit și ne-a dat totul, s-a dat pe, pe sine. Și El a fost atârnat între cer și, pe, și pământ. Și acolo, între cei care au spus la moarte, am fost și noi. Dar astăzi, prin Harul Lui Dumnezeu, noi L-am primit ca și Tâlharul. Doamne, când vei ajunge în împărăția Ta, să nu uiți de mine. Și Domnul Iisus n-a uitat de noi. Domnul, Dumnezeu este Acel care ne-a, prin Harul Lui, am auzit vestirea Evangheliei. Și într-o zi, mai repede sau mai târziu, L-am primit. Dar poate cineva și-a mânjit haina, și-a pătat haina, de aceea cuvântul Lui Dumnezeu spune, este Domnul. Ori de câte ori venim înaintea lui Dumnezeu, El este Domnul, venim înaintea Domnului. Înaintea noastră, al oricine și noi în fața unii altora, putem să umblăm așa cum credem noi, dar Domnul este Cel ce recunoaște pe toate. Veniți de prânziți, le-a zis Isus. dar ei n-au cutezat să-L întrebe cine ești, că știa că este Iisus. Aceasta este a treia oară când s-a prezentat ucenicilor, Rostul celor Scris aici, în cartea aceasta, în Cuvântul lui Dumnezeu, este că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și, crezând în El, să avem viață veșnică. Doamne, ajută-ne la aceasta. Domnul Isus nu s-a oprit aici. Le-a dat să mănânce. Și Domnul Isus niciodată nu ne trimite la lucru și nu-și trimite ucenicii la locul, prima dată le dă să mănânce. Mâncați, creșteți, întăriți-vă și apoi mergeți la lucru. Este un alt pasaj, dar în versetul 15 Iisus spune, vorbește cu Petru și Domnul Iisus, după ce dă să mănânce la Petru, are aceea conversație în care îl întreabă, Petre, mă iubești? Și pune acelea trei întrebări. Vedeți, Domnul Iisus nu i-a pus întrebarea când s-a prezentat înaintea lui pe țărm, ce Domnul Iisus l-a lăsat să recunoască că într-adevăr El este Fiul lui Dumnezeu. Chiar dacă n-a spus nimic, știau că este Fiul lui Dumnezeu. Eu cred că emoția pe care a avut-o ei, în inima lor, a fost o, emoție copleșitoare. Poate unii dintre dumneavoastră a văzut o vedenie în care s-a prezentat un înger a Domnului sau o făptură dumnezească și o țineți minte peste zeci de ani. Dar aceștia au fost înaintea Fiului lui Dumnezeu, nu Hristosul care a fost pe pământ, ci Hristosul Dumnezeu care a murit și a înviat, în care a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Pentru că El a spus ucenicilor, mergeți, propovăduiți Evanghelia, propovăduiți Evanghelia și faceți ucenici, botezându-i numele Tatălui a Fiului și a Duhului Sfânt. Mergeți! Și ei au știut, acesta este Domnul. Aș vrea să mă rezum la aceste lucruri. Și să nu uităm și să reținem, ori de câte ori venim înainte la casa lui Dumnezeu, este Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu și mesajul lui Dumnezeu să ne binecuvinteze inimile, sufletele și dacă este vreo haină murdară, mai este vreme, mai este timp, mai este har, sângele lui Isus este cel ce spală orice zbârcitură și orice pată ca să avem drept la pomul vieții în Raiul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Amin! Slăviți să fie Domnul! Perioada aceasta de care urmează după sărbătoarea sau săptămâna aceasta a Paștelui, cred că ar trebui cel puțin următoarele 40 de zile să vorbim tot despre învierea și arătările Domnului. Ne spune apostol, ne spune evanghelistul Luca în cartea Faptele Apostolilor, în primul capitol cu primele versete. Că li s-a arătat apostolilor timp de 40 de zile, spune din versetul 3, li s-a împățișat viu prin multe doveze arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbim cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Mai rămâne timp să mai vorbim despre învierea și arătările Domnului nostru Isus Hristos. Dar și de-a lungul anului, așa cum menționam și menționa și fratele Emil, în viziu, vizualizarea noastră ca oameni, să rămână același Hristos viu în fiecare zi și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dar dacă aș pune întrebarea noi, l-am întâlnit pe Domnul nostru viu? Și a doua întrebare, dacă răspundem da, aș pune o când, unde și cum. Și nu știu cum aș, am răspunde fiecare. Dar aș vrea să vorbesc în timpul puțin care a mai rămas, puțin, acum a rămas mai mult, mulțumesc frate Emil, Domnul să te binecuvinteze, să vorbim despre câteva lucruri foarte importante din arătările Domnului nostru Isus Hristos. Câteva lucruri foarte importante care s-au întâmplat atunci și poate nu le înțelegem de ce a fost așa. I s-a arătat Mariei și Maria nu l-a cunoscut. A crezut că este grădinarul. Li s-a arătat, vorbeam noi aseară despre cei doi pe drumul Maosului și ei au crezut că este un străin care -a, la, li s-a alăturat lor și mergea cu ei pe drum. Li s-a arătat celor 12 și ei au crezut că este o nălucă. Li s-a arătat celor de la Marea Tiberiadei și ei s-au uitat la el, au vorbit cu el și nu l-au cunoscut. Oare de ce nu l-au cunoscut doar după trei zile? Cu trei zile înainte, cu patru zile înainte, cu o săptămână înainte, petrecuseră cu el în Ierusalim. Petrecuseră cu el la cina cea de taină. În camera de sus, petrecuseră cu el în grădina Ghețimani. Și după câteva zile nu-l mai cunosc, dar pasajul din Luca, din 24, care l-am citit noi aseară, spunea un lucru interesant. Ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. Și consider că în toate celelalte cazuri a fost exact la fel ochii lor era împiedicat să-L cunoască. Și m-am gândit că pentru noi este un exemplu foarte grăitor și important, foarte important, pentru că noi, așa cum spunea Apostolul Petru în epistola lui, în, prima, în primul capitol, spunea că îl iubim pe Domnul nostru Isus Hristos, dar fără să-L vedem, Credem în El și ne bucurăm în credința aceasta, în nădejdea aceasta, cu o bucurie negrăită și strălucită. Chiar dacă în viața aceasta trebuie să trecem prin necazuri, ca și aurul care este curățit, încercat prin foc, ca să aibă, ca urmare, lauda, slava și cinstea la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul să ne ajute la aceasta. Dumnezeu a vrut ca după înviere chiar și ucenicii, ca și noi toți, să nu-L cunoaștem după înfățișare, ci să-L cunoaștem după ceea ce face pentru noi și este pentru noi. Aș vrea să menționăm câteva lucruri care le consider, consider importante pentru noi și dacă ar fi să numesc această scurtă predică, aș spune că Isus era lângă ei dar ei nu l-au cunoscut. Și este, poate, istoria noastră de atâtea ori. Isus este lângă noi și noi nu-l cunoaștem. De atâtea ori ne întrebăm, până că și în locul acesta, în care ne adunăm în numele lui, în prezența lui și numim locul acesta Casa lui Dumnezeu, ne întrebăm de atâtea ori, oare este Isus aici? Și de atâtea ori se poate să fie, adică totdeauna este, dar vreau să spun, se poate să fie și noi să nu-L vedem, să nu știm și să nu-L cunoaștem. Și este o tragedie. Și aș vrea să vedem cum l-au descoperit cei lângă care era, dar ei nu l-au cunoscut. Iau așa în scurt cât îmi pot permite cele cinci cazuri, cel puțin, relatate de Evanghelie, Evanghelii. S-a arătat Mariei Magdalena. i a întors capul, s-a uitat, plângea, tristă, nu l-a cunoscut, a crezut că este grădinarul. În cele din urmă, când i s-a adresat, personal a cunoscut că este Domnul. Ce înseamnă aceasta? Trecem și noi prin stări de genul acesta. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să-l iubim pe Domnul nostru Isus cu adevărat. Știți cât l-a iubit Maria? Nici moartea nu a despărțit-o de dragostea lui Dumnezeu. Era mort Domnul acum, nu ea, dar ea l-a iubit și după ce a murit Domnul. L-a vrut și mort. Și ar putea spune cei din jur, ce mai vrei cu el acum? Nu te mai poate ajuta. Până a fost viu, da, am viat pe Lazar, pe fratele tău. Până a fost viu, te-a putut elibera te de șapte duhurele. Până a fost viu, te-a putut face multe lucruri. Ce ți poate face acum că e mort? Nu eu îl vreau, a spus ea. De el nu mă desparte, nici moarte ar fi putut spune și aceasta se înțelege. Când dorești pe cineva așa de mult, când îl iubești pe Dumnezeu așa de mult și atunci când nu îți răspunde, îl iubești pe Dumnezeu, Dumnezeu te caută pe nume. Intimitatea. Dorea intimitatea, Maria dorea să fie cu Domnul, să nu contează că este mort, să fie acolo. Adică, ce voia să facă? Să-l iau? Să fie al meu și mort? Îl iubim noi pe Domnul așa de mult? Sau atunci când nu ne răspunde, ne îngrijorăm, poate chiar și renunțăm la el. Doamne, ajută-ne să te iubim, dincolo de logica noastră chiar și atunci când poate nu mai avem speranță că face ceva pentru noi, dar să-L iubim până la capăt, că într-o zi ne va chema pe nume. Dacă nu aici, cel puțin în împărăția Lui, când vom ajunge și îi va striga pe cei drepți, pe cei ce sunt ai Lui, ne va chema pe nume, că El ne cunoaște. Al doilea caz este cazul lui Simeon Petru. Ne spune în Luca în 24, în versetul 34, și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon, spunea ei. Tot acest lucru îl menționează și în 1 Corinteni, apostolul Pavel, când scrie epistola către Corinteni, în capitolul 15, în versetul 5, când vorbește despre arătările Domnului, îl menționează chiar primul pe listă, pentru că în lista lui Pavel n-apar femeile. Dar i s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. Care dintre dumneavoastră ați citit în Biblie cum s-a arătat lui Chifa după înviere? Este scris undeva? De ce oare nu este scris? Chifa a fost omul care s-a lepădat de Domnul și avea nevoie de ridicare, avea nevoie de iertare, avea nevoie de primire, avea nevoie de un moment intim cu Domnul ca să aibă o părtășie cu El, să-și plângă necazul. Știți de ce i s-a arătat Domnul? Pentru că atunci când a păcătuit, a ieșit afară și a plâns cu amar. Omul care se căiește, omul care se recunoaște, are parte de primirea lui Dumnezeu. Poate noi am fi fost foarte curioși ce o fi vorbind Domnul cu Petru atunci când i s-a arătat. Că ceilalți n-au fost martori, nici unul măcar din cei 12 sau alți ucenici care au fost mai mulți împreună cu ei. Pentru că atunci când îi întâlnim în odaia aceea cu ușile încuiate, erau ei împreună și cu alții care erau împreună cu ei. Erau mult mai mulți, dar atunci la întâlnirea cu Petru n-a fost nimeni, a fost Domnul și El. Vedeți ce frumos știe să redreseze Domnul pe cei care au căzut, s-au depărtat și vrea să-i recupereze? Și aș numi -o aceasta întâlnirea din odăiță. Sunt lucruri care nu le pot spune în bisericii. Sunt atâtea situații când vrei să te rogi lui Dumnezeu și să te ierte, să te asculte, dar n-ai îndrăzneala să spui altor frați, pentru că te simți jenat, te simți vinovat înaintea lui Dumnezeu, te simți, și am putea spune multe, lucruri care nu le poți destăinui altora, dar Dumnezeu promite să fie cu noi în, odăi, în odăiță. Știți că Dumnezeu se descoperă în odăița noastră? Caută-L pe Dumnezeu acolo. Când nu mai ai curajul să-L cauți printre oameni, cel puțin caută-L acolo. În odăiță, acolo poți să-I spui Domnului orice. Spune-I că ești vinovat față de El. El îți cunoaște oricum păcatul, dar îți cunoaște și căința. Și durerea care o ai în urma păcatului, și el vine acolo și te redresează. Știți unde îl găsim după? Împreună cu ceilalți. Împreună cu ceilalți. Ce frumos lucrează Dumnezeu. Și am spune noi, da, bine, de ce n-a făcut-o Ioan sau alții care i-au fost apropiați, Iacob, de ce n-am mers să-l cheme, să fie împreună cu ei? că de omul căzut așa de jos, Dumnezeu însuși se ocupă de el, dar are nevoie de intimitate. I s-a arătat lui Chifa, dar nicăieri, pe nicio a Bibliei, nu spune cum, când și ce au vorbit. Dar e atât de important că după ce au vorbit și i s-a arătat, a fost găsit împreună cu ceilalți. Doamne ajută-ne! Să înțelegem că pentru noi mai există șansă și atunci când ni se pare că suntem atât de vinovați înaintea lui Dumnezeu că nu mai merităm nimic. Nimic nu mai merităm. Nu merităm să fim printre ceilalți. Dar Dumnezeu se îndură de noi, vede căința noastră, dar ea trebuie să fie. Și se descoperă celui care nu crede, poate n-are îndrăzneala în altă privință să ceară ajutorul celor din jur, dar se căiește înaintea lui Dumnezeu și Domnul primește. Urmează cei doi pe drumul Emausului care au mers. Știți cum au mers pe drumul acesta? Triști. Așa spunea cuvântul de seară, Triști fără nădejde, noi credeam că, sau nădăjduiam că, și spune ei nădejdea lor și credința lor, care de fapt s-a spulberat că n-a fost cum au crezut ei. Și în cele din urmă se duc triști, deznădăjduiți, dezorientați, confuși și se duc pe un drum depărtându-se de Și Știți unde erau ceilalți? în Ierusalim. Ei s-au dus dinspre Ierusalim, spre Maos. Probabil considera că nu mai este importantă părtășia, așa cum ni se pare nouă de multe ori. Numai că atunci când ni se pare că totul este pierdut, lângă noi apare cineva pe care nu-l cunoaștem, un străin dar în străinul acela l-au descoperit pe Isus. Cum l-au descoperit? Atunci când suntem așa de triști, de dezorientați, de deznădăjduiți, avem nevoie de lumina Scripturilor, pentru că Dumnezeu face făgăduințele Lui în Scripturi. El ne spune în fiecare circunstanță a vieții noastre ce trebuie să facem, care trebuie să fie încrederea noastră în El, ce promite El în situația noastră în care suntem? Dar toate acestea sunt în Scripturi. Atunci când avem nădejde, nădejdele noastre ne înșală, Dumnezeu descoperă adevărata nădejdea noastră în Scriptură. Atunci când nu știm ce să credem, cum spuneam și aseară, atunci Dumnezeu ni se revelează în Scriptură. Avem nevoie de aceasta. Și nu este suficient. Știți cu ce s-a încheiat această lecție pe drum? Când le destăinuia scripturile, adică le deslușea, îi făcea să înțeleagă. Și cu ce s-a încheiat? Doar cu un rămâi cu noi, că e spre seară. Dar insistența aceasta, rămâi cu noi, rămâi cu noi, este așa de importantă în viața noastră spirituală. Când suntem în tristețe, în descurajare, în lipsă de credință, în confuzie în credință, avem nevoie de cineva care să fie statornic, tare lângă noi, care să fie plin de credință și de nădejde lângă noi. Avem nevoie de oameni cu care să avem părtășie reală, părtășie sfântă părtășie care să ne ridice, să ne încurajeze de fiecare dată. Îmi place cum spunea apostolul Pavel lui Timotei, ținta porunci este dragostea, spunea el. Și apoi îi spunea să te unești cu cei care umblă în credința aceasta. Poate aș vrea să și citesc versetul acesta ca să fiu mai clar, mai lămurit. Luptă-te, lupta cea bună a credinței, spune el, apucă viața veșnică pentru care, la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire. Dar mai spune încă într-un verset ca să se unească împreună cu cei ce caută pe Domnul așa, dintr-o inimă curată. Atunci când vrei să propășești pe calea pocăinței, să ai curaj, să ai îndrăzneală, să fii iluminat. Caută oameni care te poate ajuta, că atunci se descoperă Domnul. Dar știți ce le lipsea lor cel mai mult? Celor doi, părtășia sau au depărtat de părtășie. Știți când l-au recunoscut pe Domnul? La frângerea pâinii, care înseamnă de fapt părtășie cu biserica. Am spus-o de atâtea ori, putem spune că avem părtășie în Duh, uitându-ne pe internet, la programele din biserică, putem spune că avem părtășie în Duh cu toată lumea, cu oriunde în lume avem acces acum să ne uităm, dar reala legătură frățească nu o putem avea decât acolo unde sunt frații, trup și suflet și Duh acolo unde suntem împreună cu ei. Și aceasta se concluzionează cu frângerea pâinii. Și ce înseamnă frângerea pâinii printre altele? Toți luăm o părticică, spunea în 1 Corinteni, capitolul 10, spunea, toți luăm o bucățică, o părticică din pâinea aceea, ca să alcătuim un singur trup. Și atunci când suntem la frângerea pâinii, acolo îl descoperim pe Hristos, pe Domnul. Domnul să ne ajute la aceasta. Aș vrea să trec și la celelalte, cât îmi permite timpul. Când se arată Domnul celor 12, pasaj care nu ne-a fost citit acum de sărbătoarea aceasta, în versetul 37 ne spune, da, să citești versetul 36, pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Adică nu l-au recunoscut? Nu. Ca să-l recunoască a fost nevoie de câteva lucruri și poate că și cu noi să-l recunoaștem Dumnezeu are nevoie de aceste metode, modalități. Prima, a fost nevoie de dovezi. Întâi a fost nevoie de dovezi. Nu e ce vă imaginați voi. Uitați-vă la mâinile mele, spunea Domnul, uitați-vă la picioarele mele, la coasta mea, uitați-vă să vedeți. Acestea sunt dovezi. Și mai spune că și după aceasta, versetul 41, fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, aveți ceva de mâncare? Și a mâncat în fața lor un fagure și un pește. Au crezut apoi? Nu suficient. Au urmat altceva. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram cu voi. Și a început să le vorbească despre el tot ce scrie în legea lui Moise, în proroci și în psalmi, adică le-a dovedit în scripturi. Acolo unde este confuzie, acolo unde nu știi chiar ce să crezi și poți, poate să crezi ceva, dar crezi ceva eronat, ceva în afara realității, ceea ce nu este adevărat, ceea ce nu are bazele Credinței adevărate și reale acolo se nevoie de dovezi și de destăinuirea scripturilor. Doamne, ajută-ne ca orde câte ori între noi se vestește evanghelia să pricepem că aici între noi este Dumnezeu. Aici între noi este Domnul nostru Isus Hristos și el ni se revelează în scripturi. Până nu s-a revelat în Scripturi, ei n-au crezut că este au crezut că este o nălucă. Până nu a avut și dovezi, și aseară vorbeam despre foarte puține dovezi, din viața personală, și cred că fiecare dintre dumneavoastră aveți dovezi de genul acesta, că Dumnezeu s-a dovedit că este Dumnezeu prin faptul că a făcut lucruri mari, minuni, în viața multora dintre noi. Și dacă n-a făcut în viața tuturor, măcar că și acolo a făcut ceva. Totuși trebuie să credem pe cei ce mărturisesc adevărul, când viața lor Dumnezeu s-a revelat prin experiențe. Și aș vrea să menționez și textul din seara aceasta care vorbește încă despre o arătare, arătarea la Marea Tiberiadei. Și spune Versetul 4, dimineața Iisus stătea pe țărn, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Au vorbit cu el și nu știau că este Iisus. Și l-au descoperit, așa după cum ni se spunea în seara aceasta și în versetul 7, atunci când au pescuit pescuirea aceea minunată. Și aș vrea să spun că dacă nu l-am cunoscut pe Domnul prin anumite experiențe personale, dacă nu l-am deslușit suficient din scripturi, cel puțin în modalitatea aceasta în care Dumnezeu ni se descoperă, ar trebui să-l recunoaștem și știți care este modalitatea aceasta? Dumnezeu se descoperă în nevoile noastre, nevoile noastre zilnice. Care dintre noi are putere să se întrețină singur și să spună sunt în viață pentru că eu mi-am adunat, mi-am augonisit, am în fiecare zi cu ce mi întreține viața? Este cineva care ar putea spune lucrul acesta. Sau trebuie să recunoaștem că în fiecare zi, de când ne trezim, de altfel înainte de a ne trezi, că Dumnezeu vechează în somn asupra noastră ca să ne păzească, să ne ocrotească, să ne putem odihni în liniște. Și noi dormim, ne trezim și trebuie să recunoaștem că El ne-a dus la o nouă zi, pentru că zilele noastre sunt scrise înainte, în Cartea Lui, înainte de a fi fost măcar una din ele. Noi nu știm câte sunt, dar în fiecare zi El spune. Încă una pentru tine, încă una pentru mine, încă una. Nevoile noastre le acoperă el. Îl recunoaștem noi pe Dumnezeu în fiecare zi că el se ocupă de nevoile noastre? Dacă ne-ar întreba ce faci prin puterea ta, ce faci prin voința ta, a fost un singur om pe care îl scrie Biblia îl descrie Biblia, nebucat care într-o zi a zis, eu, mâna mea, puterea mea, priceperea mea, a mele toate. Și ce s-a întâmplat cu el, nu? A trebuit șapte ani să-și piardă mintea și să pască iarbă ca și boii. Când ne-a venit mintea la loc, și ce a spus? Recunosc acum pe Dumnezeu. El este singurul și de El depindem toți și în toate. Un om păgân a recunoscut aceasta. Dar noi recunoaștem noi pe Dumnezeul nostru că în fiecare zi depindem de El în toate lucrurile și că Dumnezeu este lângă noi, lângă noi de dimineață până seară, lângă noi în așternutul nostru, Lângă noi ziua, lângă noi noaptea, lângă noi în călătorie, lângă noi acasă, lângă noi la lucru sau unde vreți dumneavoastră, îl descoperim pe Dumnezeu? Doamne, ajută-ne ca în cele mai grele circunstanțe ale vieții, atunci când parcă Dumnezeu nu ne mai răspunde, pare a fi mort față de noi, noi să-l iubim și să nu renunțăm la el. El niciodată nu este mort, El totdeauna este viu în vecii vecilor. Dacă am alunecat și ni se pare că nu mai avem soluții, mai există o soluție, căința și plânsul. Dovadă biblică, Iuda și Petru, cei doi au păcătuit amândoi, dar Iuda s-a căit și el, ca și Petru. I-a părut rău, i-a părut rău. Dar ca și căință să plângă, să încerce soluția la Dumnezeu, n-a mai făcut-o. El a zis, nu mai este șansă și a pus capăt zilelor. Petru a zis ca și David, mai bine să cadă în mâna lui Dumnezeu, că la el tot mai găsesc îndurare așa să credem și noi, că Dumnezeu este acolo lângă noi. Chiar atunci când avem descurajări, dezamăgirile noastre, am crezut despre Dumnezeu că face atâtea și atâtea pentru noi și ne trezim la un moment dat și ni se pare că mai rău o ducem decât ne-am pocăit. Haideți să avem încredere că Scripturile ne descoperă că El este lângă noi și în circumstanțele acestea. Să nu renunțăm la credință, să nu renunțăm la părtășie, că Dumnezeu ni se descoperă că El este acolo. Și atunci, bucuria va lua locul fricii. Descur încurajarea, curajul va lua locul deznădejdii, descurajării. Lipsa părtășiei va lua locul părtășiei. Va lua lipsa părtășie, părtășia va lua loc lipsei de părtășie. Bucuria va lua locul tristeții atunci când ni se descoperă Dumnezeu. Nu vom mai trăi în confuzie când ni se va spune Hristosul este aici, Hristosul este acolo, ci vom recunoaște pe adevăratul Hristos din Scripturi, ca și ucenicii. Și îl vom recunoaște în fiecare zi când ne va copleși cu binecuvântările lui, cel puțin cu cele care ne sunt atât de necesare. Și Dumnezeu o face și trebuie să-i mulțumim. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să ne închinăm Domnului și în seara aceasta, mulțumindu-i că este cu noi. Nu l-am văzut ca ființă umană sau ca ființă așa cum i s-a descoperit lui Pavel într-o strălucire de a rămas orb. Nu l-am văzut nici așa, dar credem în el și credem că este lângă noi, chiar dacă nu-l vedem. Domnul să mărească credința aceasta noastră și totodată și încrederea în El că poate să ne ajute și să fie cu noi. Îl rugăm să rămână cu noi, să ne binecuvinteze. Totodată am înțeles că împreună cu fratele George Acubuță pleacă și Filip Baran în țară. Domnul să vă însoțească Filip și sigur ne rugăm și pentru Filip, ca Dumnezeu să-l însoțească în călătoria aceasta. Amin. Ne rugăm, Domnul. Amin. Vă invit să reocupați locurile și mulțumim Domnului pentru că a fost cu noi în seara aceasta, ne-a binecuvântat așa cum El de fapt o face de fiecare dată. Dorim ca harul și îndurarea Domnului să fie cu noi și în continuare și la casele noastre, să ne binecuvinteze ca să ne putem bucura împreună de harul Lui. Aș vrea un salut pentru fratele George și pe unde se va duce. Un salut care potrivește cu sărbătoarea aceasta. Cred că ajungeți pe sărbătoarea Paștilor din România. Duce salutul nostru, ar pace binecuvântare și totodată 2 Timotei, capitolul 2, versetul 8, care spune „Aduce aminte de Domnul Isus Hristos din sămânța lui David, în via din morți, după Evanghelia mea, spunea Pavel. Adule aminte, fraților, că avem un Hristos viu, în via din morți. Și Domnul să vă însoțească în călătorie. Amin. Cu aceasta, biserica este liberă. Harul și pacea Domnului să fie cu noi cu toți. Amin.